Deschidem Biblia noastre la 1 Tesalonicen, capitolul 5, vom citi începând cu versetul 16. 1 Tesalonicen, capitolul 5, începând cu versetul 16, vom citi trei versete în această dimineață. Să ascultăm cuvântul Domnului. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus, cu privire la voi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Sobradu Beni, n-am citit versetul. Bucurați-vă întotdeauna, spune Cuvântul lui Dumnezeu, și ne bucurăm și în această dimineață, că suntem în casa Lui, că suntem în prezența Lui. Și um, cei care sunteți de acasă știți că aici, la Agape, um, trecem prin uh, studiul epistolelor lui Pavel către Tesalonic, cei din Tesalonica. Și astăzi ne apropiem de sfârșitul primei epistole. Sper că, ajutorul Domnului, să o terminăm înainte de sărbători. Mai am încă două predici fără predica de astăzi. Trei versete simple, trei versete despre care, chiar când am început să mă gândesc cât o să acopăr, am zis, oh, păi sunt așa de simple, sunt niște versete pe care nu mai au nevoie de explicație, dar de multe ori le trecem prea ușor cu vederea. Și Pavel ne dă aceste îndemnuri și dacă nu suntem atenți, zicem, oh, le, le știm, le știm foarte bine. Dar Apostolul Pavel spune despre imperativele acestea al bucuriei, al rugăciunii și al mulțumirii, spune că aceasta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ceva de la noi. Dumnezeu așteaptă ceva de la noi. Și noi știm că voia Domnului este sfințirea noastră, dar pe de altă parte, iată, Domnul are niște lucruri pe care le așteaptă de la noi. Problema însă este că dacă apostolul Pavel ar fi scris în următorul fel Bucurați-vă cât mai mult, rugați-vă din când în când și mulțumiți când primiți ceva. Ne-am zis, nu nicio problemă. Încerc să mă bucur cât mai mult, nu? Fiecare vrem să ne bucurăm cât mai mult. Să ne rugăm din când în când sau dacă apostolul Pavel a spune ori de câte ori puteți, nicio problemă și să mulțumim când primim ceva. Ar fi perfect. Pentru că la astea ne pricepem. Ceea ce surprinde însă în voia aceasta lui Dumnezeu nu sunt verbele bucurați-vă, rugați-vă, mulțumiți, ci adverbele bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat și mulțumiți, spune Cornelescu pentru toate lucrurile. Ei, aici este mai greu. Titul predicii mele din această dimineață este Voia imposibilă a lui Dumnezeu. Pentru că a ne bucura întotdeauna, a ne ruga neîncetat și a mulțumit pentru toate lucrurile, ni se pare ceva imposibil. Ați văzut cum am scris imposibilă în paranteză cu I și M, cu I and M, cum zic americanii. Pentru că o să vedem, de fapt, voi aceasta, cum spunea John Wesley când vorbea despre Sfințire. Când Dumnezeu a zis, fiți sfinți că eu sunt Sfânt, John Wesley a spus: ar fi o batjocură din partea lui Dumnezeu să ne ceară ceva ce el nu poate să facă în noi. Ar fi bătaie de joc. Cu alte cuvinte, ceea ce Dumnezeu cere, este posibil. Deci, iată aceste trei imperative despre care vreau să vorbesc simplu în această dimineață, um, sunt posibile, dar nouă ni se par imposibile. Haideți să le luăm pe fiecare la rând. În primul rând, imperativul bucuriei permanente. Despre asta ne vorbește Apostolul Pavel, despre imperativul bucuriei permanente. Bucurați-vă întotdeauna. Acum fac o paranteză aici pentru cei care sunteți mai curioși. În urmă cu câțiva ani am vrut să-l verific pe Jonathan al meu, uh, cel mai mic băiat al meu, și-a vrut să zic, băi, tu ce versete ai învățat la Oana? Tati, am învățat o grămadă de versete, spunem. Știu, tati, multe. Mă spune unul, măi. Zice, Jesus wept. <răzări> uh, în limba engleză, asta este cel mai scurt verset din Biblie. Dar știți care este cel mai scurt verset din Biblie în original? Mare, spune-te, rog. Uh, uh, Josh, pune prima dată. Cel mai scurt verset din Biblie în original este Bucurați-vă întotdeauna. Nu ne place să fie cel mai scurt Jesus wept, ca să plângem tot timpul. Dar uitați-vă, Bucurați-vă întotdeauna este pantote cairete. Întotdeauna bucurați-vă. În celălalt pe care noi știm Iisus plângea este Eda ho Jesus. Sunt practic trei cuvinte, sunt mai multe, uh, mai multe litere. 16 litere în Ioan 11 cu 35 și 14 litere în uh, 1 Tesalon 5 cu 16. Sau so, cel mai scurt verset din Biblie, să știți, pentru curiozitatea dumneavoastră este Bucurați-vă întotdeauna! Este cel mai ușor de pus în practică și este cel pe care Domnul vrea să-l punem în practică. Amen? Now... Uh, Porunca aceasta este ciudată pentru noi, pentru că noi suntem obișnuiți să ne bucurăm numai pentru lucruri mari. De altfel, haideți să fim sinceri cu noi înșine. Nu știu cum sunt alții, cum spunea Ioan Creangă, dar cât despre mine, după ce am venit în America, am început să nu mă mai bucur de lucrurile de care mă bucuram în România. În România am trăit vremuri în care ne bucuram de o portocală la Crăciun. Vă aduceți aminte vremurile acelea, fraților? O portocală era un motiv imens de bucurie. Acum ne mai bucurăm de portocale? Mai ales aici, în California. Ah, nu prea. Și ne bucurăm doar pentru lucruri mari. Și bucuria nu ne ține mult, nu? Uh, parcă nu ne mai bucurăm de nimic. Nimic nu ne mai aduce bucurie. Și este foarte greu să faci pe cineva bucuros, nu? Ei, aș vrea să punctăm câteva lucruri despre bucuria aceasta despre care ne vorbește Dumnezeu, despre care ne vorbește Apostolul Pavel în epistola lui. Despre ce bucurie vorbește el când spune bucurați-vă întotdeauna? În primul rând, bucuria aceasta despre care Apostolul Pavel vorbește este o bucurie supranaturală. Nu este o bucurie naturală. Este supranaturală. Nu este o bucurie pe care o avem atunci când cineva ne face un cadou extraordinar sau când auzim o veste foarte bună. Nu? Bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Nu-i așa? Galaten 5 cu 22, nici nu mai trebuie neapărat să-l punem pe screen, dar Josh, if you want Galatians 5.22, roada Duhului din potrivă este dragostea și a doua care este bucuria. Bucuria este o roadă a Duhului Sfânt, este un fruct al Duhului Sfânt. Vine de la Dumnezeu. Nu depinde de circumstanțe, nu depinde dacă cineva uh, ți-a făcut ceva rău, nu depinde dacă cineva te-a supărat, nu? Apostolul Pavel scrie tesalonicenilor, de fapt, chiar la început, în 1 tesaloniceni, 1 cu 6, când ne scrie tesalonicenilor, de fapt spune lucrul acesta și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de unde? De la Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, în mijlocul necazurilor ați avut bucurie, o bucurie supranaturală, o bucurie care vine de la Duhul Sfânt. Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Înseamnă că suntem niște oameni privilegiați. Înseamnă că avem acces la o sursă a bucuriei pe care oamenii fără Dumnezeu nu au. Și Nemia 8 cu 10 spune căci bucuria Domnului va fi tăria noastră, nu? Bucuria Domnului va fi tăria voastră, spune Nemia, dar am aplicat aici. Bucuria Domnului este tăria noastră. Domnul să ne ajute întotdeauna să nu uităm că bucuria aceasta este în primul rând supranaturală. Ea vine de la Domnul. Păi un alt lucru despre această bucurie, bucuria aceasta este sigură. Este sigură. Știți ce înseamnă? Că nu se schimbă în funcție de circumstanțe. Este bucuria care este ancorată în Dumnezeu, în caracterul Lui Dumnezeu. Și caracterul Lui Dumnezeu nu se schimbă, Domnul este același ieri, azi și în vecii vecilor. Aceasta înseamnă că voi avea întotdeauna un motiv de bucurie. Pentru că l-am pe Domnul în viața mea, chiar și în boală, da, e adevărat, chiar și în boală. Nu o să zâmbesc, nu o să sar în sus de bucurie, dar în lăuntrul meu înăuntru meu voi avea bucuria, că l-am pe Domnul. Pe patul morții pot să am bucurie, de ce? Pentru că știu că dincolo mă așteaptă Domnul, dincolo mă așteaptă bucuria supremă, nu? Am citit și se spune că în cartea recordurilor o fetiță pe nume Lisa Lester a fost capabilă să zâmbească pentru 10 ore și 5 minute neîntrerupt. Vă dați seama să smile Aici, în America, se practică, nu? Mai da. 10 ore și 5 minute. E mult, cred că i-a paralizat fața, mă gândesc, nu? Dar ceea ce ne spune Aici, Apostolul Pavel, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească este că există o bucurie care trece dincolo de zâmbetul nostru profesional. Este o bucurie care trece dincolo de acele 10 ore și 5 minute pe care fetița aceasta poate să zâmbească, Este bucuria la untrică pe care o găsim în Domnul. Ea este sigură. Întotdeauna putem să avem acces la această bucurie. Și Domnul Isus Hristos, înainte de a merge la cruce, în seara dinaintea prindere lui în le spune în Ioan 15, 11. Uitați ce le spune Domnul Iisus Hristos. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Și bucuria voastră să fie de plină. Apostolul Pavel le spune tesalonicenilor, hei, bucurați-vă, bucurați-vă întotdeauna. Și apoi bucuria aceasta nu numai că este supranaturală, numai că este sigură, bucuria aceasta este singură. Știți că îmi place să mă joc cu cuvintele când mi se potrivesc, dar de data asta chiar că s-a potrivit. Este singură în sensul că este singura bucurie adevărată. Este autentică. Este bucuria pe care o găsești în Domnul, dar este singura bucurie adevărată. Celelalte trec. Te bucuri pentru un lucru, o zi, două, trei? Vedeți? Și pentru o mașină, când o cumperei nouă, e frumoasă, miroase bine, nu? Cât te bucuri? O săptămână, două, trei? Pa aceea, gata, s-a dus. Vrei o mașină și mai mare, nu? Și mai grozavă. Este sigură pentru că este bucuria suficientă. Și suficiența aceasta o găsim în Hristos. N-avem nevoie de mai mult. Hristos, Domnul Iisus Hristos este suficient. Frate, dar nu se poate, chiar și în încercări, chiar și în probleme. Și Apostolul Pavel spune, de exemplu, în 2 Corinthians 6, 10, 2 Corinthians 6, cu 10, uitați cum le leagă din nou Apostolul Pavel și vorbește despre necazurile prin care trece el și și lui, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Oamenii ne văd ca niște întristați, dar noi totdeauna suntem veseli. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Frașii și surori, bucuria este foarte importantă, pentru că bucuria aceasta va afecta închinarea noastră. Să știți că Apostolul Pavel nu vorbește despre, nu vorbește despre o bucurie forțată. Să ne punem pe fețele noastre neapărat ceva care nu simțim în interior. Apostolul Pavel vorbește despre bucuria ce vine din interior. Și Domnul dorește ca această bucurie să fie în viața noastră. Și noi, poporul român, un pic parcă ne și frică să ne bucurăm. Și adevărat că ne-am născut din suferințele trecutului nostru, dar copiii noștri nu mai știu lucrurile acestea. Dar este Biblie, chiar și în mijlocul întristărilor, să avem bucuria aceasta, care este singura bucurie autentică, nu-i așa? Bucuria, dragul meu, va afecta părtășia pe care o avem unul cu altul. Și vreau să vă întreb, să știți că nimeni nu vrea să stea în compania unui om moroconos. Nimeni, nu-i place, oamenii fug de tine când te văd, tot timpul ești moroconos, tot timpul bombănești, tot timpul ai o problemă. They don't, they don't need that, they have enough stress in their lives, they don't need to, 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 to be around you. Afectează părtășia noastră, Oamenii aceștia rare ori își găsesc, își găsesc prieteni, pentru că sunt tot timpul supărați, îmbufnați, tot timpul cu capsa. pusă. I don't know how you translate that, Dani. Uh, dacă suntem tot timpul supărați, nimeni nu se apropie de noi. Deci bucuria afectează părtășia noastră, dar bucuria afectează și mărturia noastră. What do I mean by this? Noi vrem să spunem altora despre Hristos, dar dacă tot timpul ne văd năcăjiți, supărați... Ce fel de Dumnezeu aveți voi? Dacă tot timpul sunteți necăjiți. dar când te vede că în mijlocul necazului, tu totuși ai bucuria care vine de la Domnul, roada Duhului Sfânt, atunci sunt mult mai interesat să întrebe, hei, dar eu știu că tu ai cancer, dar cum poți să fii așa de liniștit? Cum poți totuși să ai bucurie? Cum poți totuși să zâmbești din când în când? Cum poți lucrul acesta? Și atunci ai ocazie să-i spui, hei, secretul este. Bucuria permanentă pe care o am, o am pentru că o găsesc în Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute, și Biserica Agape să fie o, o biserică în care să se vadă bucuria pe fețele noastre. Amen? Dar să fie una autentică, nu din aia așa forțată. Numărul 2. Imperativul rugăciunii continue. Imperativul rugăciunii continue. Apostolul Bave ne vorbește acum de rugăciunea care să fie neîncetată. Acum. Să mai vorbim despre rugăciune? Rugăciunea trebuie practicată, nu neapărat predicată. Dar poate că dacă nu o predicăm, nici nu o practicăm, că uităm de ea. Aș vrea să punctez câteva lucruri despre rugăciune. Să ne ajute oarecum în sensul acesta ca să ne rugăm neîncetat. Rugăciunea este o necesitate de care nu trebuie să uităm. Este o necesitate de care nu trebuie să uităm. Apostolul Pavel le spune tesalonicenilor, aveți grijă să nu cumva să uitați să vă rugați. Pentru că rugăciunea este mult mai importantă decât predica. Vreți să mai repet încă o dată? Rugăciunea este mult mai importantă decât predica. Este mult mai importantă decât îndemnul la rugăciune. Și rugăciunea este mult mai importantă chiar decât a predica. Este mult mai importantă. Știți, ați auzit gluma aceea cu un pastor care a murit și s-a dus să intre în rai și în fața lui era un taximetrist. Și când a intrat acolo taximetrist, cine ești tu? Zice, eu sunt John Smith. Ce ai făcut în viața ta? Am fost taximetrist pentru 40 de ani. Zice, ok, zice, uite, primește aici o, o haină de aur și un băț cu diamante. Pastorul s-a dus acolo și zice, tu cine ești? Crinișor Ștefană. Și ce ai făcut în viața? Am fost pastor la Agape. De la 18 ani predic cuvântul lui Dumnezeu. Ok, iată un băț de lemn și o haină de bombac. Dar nu-i fer, dar cum așa? Zice, în timp ce taximetristul conducea, toată lumea se ruga. În timp ce tu predicai, toți dormeau. Sau erau pe telefoane. Ah. Rugăciunea este importantă pentru că ne exprimăm dependența noastră de Dumnezeu. Stăm de vorbă cu Dumnezeu. Când nu te rogi, dai semnalul și mesajul pe care tu îl transmiți lui Dumnezeu și celor din jur, I can make it on my own. Mă descurc singur. Am de toate. Am sănătate, am bani, am putere, am poziție, nu am nevoie de Dumnezeu. Dar atunci când ne rugăm, când nu uităm să ne rugăm, de fapt arătăm că nu avem acea mândrie personală că noi ne descurcăm singuri că avem nevoie de Domnul. Deci este o necesitate de care nu trebuie să uităm. Apoi al doilea lucru care vreau să-l punctez despre rugăciune este un obicei pe care nu trebuie să-l abandonăm. Și asta Pavel vrea să ne spună pentru că este așa de ușor să abandonăm rugăciunea. Mai ales atunci când ne merge bine. Acum, întrebare, oare Apostolul Pavel a spus că tot timpul trebuie să ne rugăm, chiar și când dormim să ne rugăm și tot timpul tot să ne rugăm, tot să ne rugăm. Nu asta a vrut să spună Apostolul Pavel. Uh, cu siguranță că nu. Uh, când le vorbește tesalonicenilor, mergem înapoi la 1 Tesaloniceni, la capitolul 1 și în versetul 2, uitați ce le spune, versetul 2 și 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune, vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Înseamnă că tot timpul numai la, la se ruga numai de, ta, de, de cei din Tesalonica? Nu, Pavel avea, se ruga pentru toate bisericile. Pavel spune, mi-am făcut un obicei și întotdeauna în rugăciunile mele amintesc despre voi. Mi-am făcut un obicei de a mă ruga. În mod repetat, în mod de viață, este rugăciunea. Mai înseamnă însă și altceva. Știți ce înseamnă? Înseamnă că și Domnul este gata să asculte oricând. Dumnezeu nu are ore de audiență, cum avem noi oamenii. O, vrei să te întâlnești cu cineva? Da, te pot la ora cu tare. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu are ore de audiență. Dumnezeu 24-7, 7 seven days a week, 365 days, El este gata să asculte rugăciune, rugăciunea mea și rugăciunea ta. El nu este prea ocupat pentru noi, de aceea Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Și apoi un alt lucru care este poate cel mai important, pe care vrea să-l puncteze Pavel aici despre rugăciune, este un privilegiu la care nu trebuie să renunțăm. Este un privilegiu la care nu trebuie să renunțăm. Ce vreau să spun cu asta? Apostolul Pavel vrea să le spună de tesalonicenilor, aveți grijă și vrea să ne spună și nouă, să nu cumva să ajungi la un punct în viață în care să renunți la rugăciune. Vi s-a întâmplat lucrul acesta? Cred că da. Când ai fost atât de necăjit, când ai fost atât de amărât, în care nici, încât nici n-ai mai putut să te mai rogi. Și a mai venit și șoapta satanei care ți-a spus, auzi, degeaba te rogi. Degeaba te rogi. Tu nu vezi cum ești. Tu nu vezi că la Dumnezeu nu-i pasă de tine? Și îți vin tot timpul la acestea. Și Apostolul Pavel spune, Hey, don't stop praying. Continuă să te rogi. Pentru că nu știi exact timpul în care Dumnezeu se va îndura de tine și va asculta rugăciunea ta. Rugăciunea este oportunitatea noastră, este privilegiul acesta, este arma noastră cea mai la îndemână, dar arma pe care de multe ori o neglijăm. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, 1 Cronici 5 cu 18, este acolo o înșiruire de neamuri și de nume, dar uitați uh, ce spune Biblia despre fiul lui Ruben. Fiul lui Ruben, gadiții și jumătate din seminția lui Manase aveau oameni viteji care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul în număr de 44 de 1760 în stare să meargă la oaste. Au făcut război cu hagareniții, cu Yetur, cu Nafiș și cu Nobab. Au primit ajutor împotriva lor și hagareniții și toți cei ce erau cu ei au fost dați în mâinile lor. De deci ce au primit ajutor? Căci în timpul luptei strigasere către Dumnezeu care i-a ascultat pentru că se încrezuseră în el. Se încrezuseră în el. Erau viteji, erau mari și tari, dar în timpul luptei, în timpul necazului, n-au uitat să strige, să strige la Domnul. Rugați-vă încetați spunea Apostolul Pavel. Asta înseamnă că tot timpul trebuie doar tot să mă rog, să mă rog, să mă rog. Nu facem asta, e adevărat. Pentru că trebuie să mai și vorbim cu ceilalți, nu? Dar vreau să Dau, așa, o, o ilustrație în ceea ce înseamnă rugăciune. Este conversația noastră cu Dumnezeu. Și aș vrea să-ți imaginezi ceea ce și la mine se întâmplă și la tine acasă. Ești cu soția ta acasă. Tu citești ceva, ea citește ceva. Tu ești aici, soția e acolo. Ești conștientă de prezența ei sau ești conștientă de prezența lui? Bineînțeles. Citești și din când în când. Te uiți? O vezi acolo? Noi bărbații ne bucurăm că nu zice să vorbim. Hai, mai vorbește ceva. Ok, bine că citește și ea ceva. Dar prezența ei sau prezența lui mă liniștește. Noi nu mai trebuie să vorbim, nu ne uităm unii în ochii celuilalt și înțelegem că e ok. Tot așa și atunci când nu verbalizăm neapărat rugăciunea. Când suntem la job, când suntem, când facem alte lucruri, noi întotdeauna trăim cu această conștientizare. Sunt în prezența Domnului și gândul nostru zboară înspre Domnul și fi sigur că chiar atunci când tu nu te uiți la Domnul, Domnul este credincios și tot timpul se uită înspre tine. Amen? Amen. Haideți să nu uităm să ne rugăm, deci, neîncetat, pentru că este important, este foarte important. Și apoi mergem la uh, cel de-a treilea imperativ uh, al textului de astăzi, imperativul mulțumirii în orice circumstanță. Imperativul mulțumirii în orice circumstanță. Josh, would you please put uh, verse 18 again? Aș vrea să vă spun ceva la care unii, la unii nu o să vă placă, dar trebuie să spun, pentru că uh, Dumitru Cornelescu, el a făcut, un job cât a putut știu de el de bine în, la începutul secolului 20. Dar uitați-vă cum scrie în limba engleză In everything give thanks Cum scrie în limba română? Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Acum aș vrea să vă spun, există o diferență în a mulțumi Domnului în toate lucrurile, în orice circumstanță, sau a mulțumi Domnului pentru orice circumstanță. O, este o diferență mare, mare, foarte mare. Știți, a fost thanksgiving și am citit despre un băiețel care a fost rugat de părinți, nu, no, acum a te rogi, la masa la Thanksgiving. Și copilul s-a rugat și după ce a mulțumit Domnului pentru Food and family, cam atâta știu ei să roage, thank you God for this food, for the family, for mom and dad, zice, nu, no, acum, Doamne, să spun eu lucrurile pentru care nu vreau să-ți mulțumesc. Că noi cam așa suntem. Avem lucrurile pentru care mulțumim și lucrurile pentru care nu i mulțumim Domnului, nu? Asta suntem noi, este ființa noastră umană. Dar Apostolul Pavel spune mulțumiți Domnului în toate lucrurile, în toate circumstanțele. Știți? Sunt unele circumstanțe în care, haide să fim sinceri, unele lucruri pentru care nu putem să mulțumim Domnului. Nu putem să-i mulțumim Domnului pentru o boală gravă. Nu poți să mulțumesc Domnului pentru cancer. Nu poți. Nu poți să mulțumești Domnului că cineva dragție a murit. Nu poți. Nu poți să mulțumești Domnului pentru un accident. Nu poți. Nu poți să mulțumești Domnului pentru un necaz financiar prin care treci. Nu prea poți. Nu poți să mulțumești Domnului că ai pierdut un job. E așa? Nu poți. Dar ce poți să faci? Este ca în timpul, în necazul acesta prin care treci, poți să-i mulțumești Domnului că nu-i mai rău decât îi, nu? Aia poți să -i mulțumești. Poți să-i mulțumești Domnului că El îți dă putere să treci prin necaz. Asta poți să mulțumești Domnului poți să mulțumești Domnului că în mijlocul necazului El este acolo. Asta este diferența dintre noi și cei necredincioși. Ei n-au cui să mulțumească Domnului. De altfel, cineva spunea despre oamenii care nu cred în Dumnezeu, și domnul eu nu știu pentru ei ce înseamnă thanksgiving. Că thanksgiving a fost înființat, în America aici, ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat. Ei la cine mulțumesc? Și ăștia nici măcar n-au la cine să mulțumească. Nu? Ei, mulțumim Domnului în orice circunstanță, prin faptul că facem lucrul acesta, în primul rând, demonstrăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Demonstrăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Romanii 1 cu 21, unde descrie pe oamenii fără Dumnezeu pe oamenii care păcătuiesc. Romans 1:21. Fiindcă, spune apostolul Pavel despre oamenii aceștia, cu toate, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și ce urmează? Nici nu nu i-au mulțumit. Nici nu i-au mulțumit. Nemulțumirea este o trăsătură a oamenilor fără Dumnezeu. Aștea nu sunt mulțumiți. Au tot timpul nemulțumirea în inima lor. Nu-s mulțumiți cu nimic. De ce eu, prin atitudinea mea de nemulțumire, să mă aseamăn cu oamenii care nu-L pe Dumnezeu? Noi, copiii lui Dumnezeu, avem această trăsătură. Noi suntem oameni mulțumitori. Îi mulțumim lui Dumnezeu. De altfel, Apostolul Pavel, în 2 Timotei 3 cu 2, în 2 Timotei 3 cu 2, spune că în zilele din urmă, da, acolo. Căci oamenii în zile din numără vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. <laughs> nemulțumitori. Foarte interesant, a pus neascultători de părinți cu nemulțumitori. Că știa Apostolul Pavel că, de fapt, copiii de multe ori nu mulțumesc când de ajuns părinților. Ia, yeah. God knows. He does Să fi nemulțumit. Citeam despre doi prieteni care s-au întâlnit, nu s-au mai văzut de mult și spune unul către celălalt, zice, ce cu tine, omule? te văd atât de necăjit. Păi ești necăjit, dar cum ești necăjit? Păi zice, uite, cu trei săptămâni în urmă a murit unchiul meu și mi-a lăsat moștenire 40.000 de dolari. Zice, asta, ce, asta, celălalt prieten, ce mai, dar ți-a luat banii, de ce ești necăjit? Stai, 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 zice, cu două săptămâni în urmă a murit un verișor pe care nici măcar nu l-am cunoscut în cază. I didn't even know him. Și mi-a lăsat 85.000 de dolari. Wow! Și tot e supărat. Stai! Zice, săptămâna trecută mi-a murit o mătușă și mi-a lăsat 250.000 de dolari. Sunt so, ce ești supărat, măi? 250.000 de dolari. Zice, tu nu înțelegi, mă. Deja ai vineri și săptămâna asta nimic. Cam așa suntem noi. Nu ne mulțumim cu nimic. Nu ne mai moară nimeni. Pentru cei necredincioși, a mulțumit lui Dumnezeu pentru orice este o nebunie. Pentru noi credincioși, a mulțumit lui Dumnezeu în orice circunstanță. Înseamnă credință în Domnul. Amen? Demonstrăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Al doilea lucru, acceptăm planul lui Dumnezeu. Când mulțumești Lui Dumnezeu în orice circumstanță, tu de fapt accepti planul Lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan, nimic nu se întâmplă la voia întâmplării. Nimic nu este la voia întâmplării în viața credinciosului. Așa cum spunea apostolul Pavel, noi știm că toate lucrurile împreună lucrează înspre binele celor ce îl iubesc pe El. Și aceste lucruri care se întâmplă în jurul nostru sunt temporare, noi știm că vor trece. Dar, în același timp, lucrurile acestea ne transformă. Și Dumnezeu folosește toate aceste circunstanțe pentru a ne transforma, pentru a ne învăța și lecția mulțumirii. Frați și surori, ne-a forțat cineva să venim în America? Nu ne-a forțat nimeni. De ce am venit în America? Am venit pentru o viață mai bună. Am venit pentru o viață mai bună. Am venit cu o valiză de haine pe care după câteva săptămâni n-au mai fost bune, și poate cu câțiva dolari în buzunar dacă am avut. Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea să lucreze la viața noastră, vrea să fim mulțumitori, vrea să fim o binecuvântare pentru alții, să ajutăm pe alții în nevoie. Să nu ne mai tot plângem atâta că nu avem, că nu avem, nu avem. Citeam despre un, un imigrant ca și noi, nu știu din ce, de ce naționalitate era, dar avea un, un shop, avea un magazin. Și a venit fiul său la el și zice, auzi mai tată, zice, tu ai rămas în, cu 50 de ani în urmă. Tu accounts receivable le ții într-o cutie de plastic și aia payable într-o altă cutie și hârtii și... Mai știți în România cum avea, îți spunea bonul ăla, resitul ți-l punea așa într-un cui, era așa un cui și acolo le punea toate găurite. Și tu, tu trebuie să te mai... Trebuie să te mai un pic, să te mai specializezi și tu vezi că sunt computere și... Uh, ai, și acum secolul 21. La care tai că să-i spune, auzi, dragul meu, zice, eu când am venit în America, am venit cu hainele de pe mine, cu pantaloni și cămașa de pe mine. Și acum, după 30 de ani, tu ești lawyer, sora ta e CPA și cealaltă soră e medic. Eu am un shop care merge bine. Zice, tu, mă, tu spui că nu știu să-mi calculez profitul. Știi care e profitul meu? Tot ce sunteți voi, shop ăsta, mai puțin hainele de pe mine. Zice, ăsta e profitul meu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am. Amen? Ia gândește-te în urmă care este profitul pe care l-ai făcut. Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu are un plan cu privire la noi. Și apoi, în ultimul rând, suntem mulțumiți, în ori, mulțumitori în orice circunstanță și fiind lucrul acesta, noi recunoaștem unicitatea lui Dumnezeu, recunoaștem valoarea lui, valoarea care o punem pe, pe persoana Domnului. Când totul în jurul nostru este negru, când nu mai găsim nicio cale de ieșire, îi mulțumim lui Dumnezeu că El este acolo în mijlocul necazului. Îi mulțumim lui Dumnezeu că-l avem pe el, îi mulțumim lui Dumnezeu chiar și pe patul de spital, chiar și pe patul morții, oriunde am fi, îi mulțumim lui Dumnezeu că-l avem pe el. Că viața asta nu o să fie tot timpul numai o bucurie din asta pământească. În cer pe flor nu poți fi dus, cum cântăm noi. Și se va termina. Și când trecem de aici dincolo, noi știm că avem pe cineva și mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat, nu? Recunoaștem că al avea pe el înseamnă avea totul, amen? Într-o zi de august în anul 1944, într-un sătuc din Franța numit Plelo, un băiat de 15 ani, a fost împreună luat împreună cu familia lui și cu alte familii scoși de către naziști și pus pregătiți ca să fie executați, să fie împușcați de către germani. În timp ce soldații se pregăteau ca să execute ordinul, s-a auzit în depărtare, au apărut imediat niște tancuri. Soldații germani s-au speriat, au întrerupt execuția pentru că, de fapt, ce se întâmpla, armatele aliate veneau în sătucul acela. N-a mai avut loc execuția. Bineînțeles, v-ați dat seama că vorbeam de, vorbesc despre sfârșitul celor de-al doilea război mondial. Anii au trecut și, în 1990, băiatul acela de 15 ani, din Plelo, a organizat o sărbătoare în memoria... Celor care au murit și celor care au supraviețuit cel de-al doilea război mondial. Și băiețelul acela care atunci avea 15 ani, acum era primarul satului Plelo. Și și-a adus aminte că trebuie să mulțumesc la cel care i-a salvat viața. L-a căutat și l-a găsit undeva în Florida. Numele lui era Bob Hemsley. Era caporal în armata americană, care era armata aliată l-a adus din Florida, l-a adus în Franța și acolo a avut loc o reuniune a celui care a salvat viața, celor care urma să fie executați. Vedeți, băiatul acesta de 15 ani, care a crescut mare, n-a uitat să mulțumească celui care i-a salvat viața. Frați și surori, suntem chemați într-o săptămână a mulțumirii să nu uităm de cel care ne-a salvat viața, care ne-a ne dat mântuire și care ne-a asigurat veșnicia, Amen. Ce altceva mai mult vrei? Ce altceva mai mult vreau? Orice ne-ar da Dumnezeu, tot nu ne-ar satisface. Dar ne-a ne dat Andar. Ne-a pus la dispoziție bucuria lui. O bucurie care întrece orice limită. O bucurie care nu-ți o ia nimeni. O bucurie care poate să fie exteriorizată în orice împrejurare, chiar și prin lacrimi. Este bucuria de a fi copil al Domnului. Apoi ne-a pus în noi gândul veșniciei și ne-a asigurat veșnicia. Cum să nu poți să mulțumești Domnului pentru lucrul acesta? Cum să nu fii bucuros? Cum să nu te rogi? Cum să nu-i mulțumești? Cum să nu dorești părtășia Lui? Cum să nu dorești prezența Lui? Dar știți ce s-a întâmplat cu noi? Am devenit spoiled, să folosesc cuvântul din ardeal buieci. Am devenit spoiled. We take everything for granted. Avem de toate. Și tot timpul vrem altceva și nu știm ce vrem de fapt. Și Dumnezeu, prin cuvântul lui, ne spune tot ceea ce ai nevoie. Este doar eu. Hristos. Hristos în noi, nadejdea Slavei. Give me Christ and it's enough. Există un saying în jurul nostru. Într-adevăr, avem nevoie de Hristos, avem nevoie de Hristos în toată plinătatea Lui. Avem nevoie să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Cum putem să obținem această bucurie? Bucuria o obținem citind cuvântul lui Dumnezeu. Bucuria o obținem rugându-ne Domnului. Și apoi bucuria o obținem cântând cântările Domnului. L-am rugat pe fratele Peti să cânte un cântec. Nu știu de ce nu ți a adus acordeonul. Haideți să ne ridicăm picioare și să cântăm chemați prin cântări bucuria. Amen? Și haideți să o cântăm din toată inima, pentru că avem motive să ne bucurăm. Noi ne bucurăm în Domnul. El este tăria noastră. Bucuria Domnului este tăria noastră. Haideți să cântăm. Chemați prin cântări bucuria. luați cu voi când lucrați, Căci Tatăl vă dă împărăția, ca în ea voi să vă bucurați. Chemați bucuria să vină, ce întrece comor și ave, așa-i bucuria. Maria Divină te umple de sfinte putere. Chemați bucuria să vină ce întrece comori și ave. Așa bucuri bucuria divină te umple de sfinte putere. Trezești te azi tu țărână și în suflet și în duh vă treziți Și harfă și tu alăută Cu toate într-un glas vă uniți Căci Tatăl găsește plăcerea În fiul cei veselor gând în greul și multa durere Pe umeri le duce cântând Căci Tatăl găsește plăcerea În fiul ce-i vese oricând În greul și multa durere Pe umeri le duce cântând Lăsați bucuria de plină Să joace pe față și în duh Cu ea veți putea voi străbate Pustia și al ei zăduf Amarul și îngrijorarea Vor trece pe pacă n-au Fugă între iadul cel furios, din ceruri. Din cerul pornită e cântarea. Și în cerul se va întoarce Cântând să urmăm deșcărarea ce duce spre mare. Și haideți să unim bucuria cu rugăciunea și cu mulțumirea în această zi într-o rugăciune care urmează. Ne rugăm cu toții Domnului, iar când rugăciunea încetează, rog pe fratele Ionica Blaga să vină aici și să mulțumească Domnului pentru dimineața aceasta. Ne rugăm cu toții Domnului.